Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, stimați cetățeni. Din start vreau să vă aduc o veste bună. Ședința de astăzi a Comisiei Situației Excepționale nu a introdus restricții noi pentru cetățenii Republicii Moldova. Însă am discutat un document amplu care ține de segmentul justiției din Republica Moldova, ajustându-l la situația stării de urgență și se referă în linii mari la reglementarea activității justiției pe parcursul perioadei stării de urgență și în mod specific axată atenția pe executarea sau formele de executare silită. Bunoară, pot să dau un citat dintr-un articol că am decis că, virgulă, pe perioada stării de urgență nu pot fi sechestrate, urmărite bunuri de uz personal sau casnic, inclusiv mobilierul, indispensabil traiului debitorului persoană fizică și a membrilor familiei sale, nu pot fi sechestrate bunurile copiilor debitorului, ordinele, medaliile, produsele alimentare necesare debitorului și membrilor familiilor, inventarul agricol, inclusiv animalele de muncă, furajele pentru aceste animale și semințele pentru cultura pământului, dacă debitorul se ocupă cu agricultura în măsura necesară continuării lucrărilor în domeniul agral și așa mai departe. Îndemn colegii care activează în sistemul judiciar să examineze cu atenție acest set de noi reglementări pentru perioada stării de urgență în Republica Moldova. În altă ordine de idei, a fost extins pentru o perioadă dublă durata examinării petițiilor, plângerilor. Deci, pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor, se dublează. Explic de ce este necesară această dublare a termenului, pentru că, după cum cunoașteți, funcționarii publici activează în proporție de 30% cu prezență fizică la birou. Prin urmare, insuficiența fizică, prezenței fizică a funcționarilor publici în instituțiile de stat derivă într-o dificultate suplimentară pentru instituțiile de stat de a reacționa în termenul stabilit de lege pentru răspunsurile la petiții, solicitări de informații, etc. etc. Tot în ședința de astăzi a Comisiei Situații Excepționale, pe lângă multe altele, am decis suspendarea pe perioada stării de urgență a dreptului la acordarea premiilor unice. Este inclusiv o măsură de ordin economic, de ordin de a economisi banul public în perioada stării de urgență. Prin urmare, cel puțin funcționarii publici din structurile de stat ale Republicii Moldova, pe durata stării de urgență, nu vor beneficia de premii unice. Un lucru important care s-a decis astăzi este scutirea de taxele vamale, taxele pentru procedurile vamale și taxa pe valoare adăugată pentru lotul de 120.000 doze de vaccin Sputnik V acordate Guvernului Republicii Moldova, atenție, cu titlu de donație și importate din Federația Rusă de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în calitate de beneficiar. Totodată, 62.000 de doze, tot din seria vaccinului Sputnik V, acordate pe aceeași cale cu titlu de donație, dar predestinația căruia sunt traioanele de est ale Republicii Moldova. Deci 120 cu 62 de mii, per total, urmează să scutim de taxele de import, taxele vamale, taxele de proceduri vamale pentru volumul total de 182.000 doze de vaccin Sputnik V. Rămâne să clarificăm când partida respectivă va ajunge nemijlocit în Republica Moldova.
Totodată, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a țării noastre va elibera autorizația de import pentru loturile de vaccin menționate în punctul care tocmai l-am enunțat. Am luat și o decizie în ceea ce privește controlul riguros, sau dacă doriți, plafonarea prețului la vaccinurile anti-COVID-19 în cazul în care ar urma să fie importate în Republica Moldova pe cale comercială. Lucru care, după noi, în opinia membrilor Comisiei Situație Excepțională, este unul foarte important pentru a nu admite creșterea exorbitantă la vaccinurile COVID-19 în spațiul comercial din Republica Moldova. Mă refer la spitalele private sau unitățile medicale de gen privat care urmează să ofere această posibilitate cetățenilor Republicii Moldova. Prin urmare, se face o derogare de la subpunctul 9 din punctul 6 al regulamentului cu privire la modul de aprobare și înregistrare a prețurilor la producător, prețurilor de producător la medicamente, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 525 din 2010, prețul de producător la vaccinurile împotriva COVID-19 se va stabili în cuantumul solicitat de producător, încă o dată reper, cuantumul sau prețul indicat de producător sau de deținătorul certificatului de înregistrare a medicamentului. Prin urmare, acesta este plafonul de la care se va merge în procesul de calculare a prețului pe teritoriul Republicii Moldova a oricăror vaccinuri anti-COVID-19 care vor fi aduse în țara noastră pe cale comercială. Acestea fiind spuse, vreau să închei scurta mea prezentare prin faptul că elementul pozitiv este că la ora actuală, deocamdată, Comisia Situației Excepționale nu a introdus noi restricții. Informația care a făcut-o în cadrul ședinței Secretarul de Stat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, domnul Igor Curov, atestă o dinamică pozitivă în ceea ce privește combaterea pandemiei în țara noastră. Suntem precaut optimiști în acest sens, dar totodată trebuie să fim foarte atenți la evoluțiile imediat ulterioare pentru a nu admite din nou o creștere semnificativă a noilor cazuri de îmbolnăvire COVID-19. Vă mulțumesc și vă urez o zi bună în continuare.